știți în contează. Eu stângă, din când ceva, mai avem ce vorbi, dar trebuie cumva să întrebăm. De când sunt copil mic, asist fiecare seară la asemenea emisiuni, le privim împreună cu familia, cam de când aveam vreo 13 ani și ele sunt interminabile, ele nu se mai termină. Eu cred că oamenii care ne privesc își pun întrebarea despre ce naiba vorbim noi în acest platou. Nu de mult am avut 9 mai. Suntem în pandemie. Nu avem drumuri, nu avem salarii, nu avem pensii, oamenii pleacă peste hotare. Nu avem vaccin. Republica Moldova a bătut recordul la cerșit. Noi îmblăm cu cerșitul în dreapta și în stânga. Și noi vorbim despre cum e Dodon, ce o să facă X partid, Y partid, Z partid. Și intrăm într-o filozofie atât de departe de problemele cotidiene ale moldoveanului de rând. Și în această privință eu văd o problemă. Dacă îmi permiteți, mai întâi trebuie să fac precizarea că în acest platou voi reprezenta nu doar o asociație obștească, dar nu sunt... Nu facem campanie electorală? Nu facem campanie sub nicio formă, dar trebuie să fac precizarea că mai nou sunt și lideri de partid, este vorba despre Alianța pentru Unirea Românilor. Nu facem niciun demn de vot, dar este corect din punctul meu de vedere să precizez acest lucru. Noi suntem o forță de alternativă, de asta noi vedem cu totul altfel lucrurile decât s-au vorbit până acum. Pe noi nu ne interesează cum este Dodon, cum nu este Dodon. Pentru noi este foarte clar. Fiecare își caută interesul, măsurând cu sondaje, măsurând cu lingurița, când cu căldarea, exact acele participări sau neparticipări în alegeri care le vor conveni. În mod normal, noi cei pro-România, pro-Europa, trebuie să mergem împreună și să dăm peste cap toți hoții, bandiții și corupții. Ei bine, noi ca întotdeauna, cum zic citatele românești, ne necăm la mal. N-am reușit bine să scăpăm de dracu, am dat de tațo, Dodon mă refer, și iată că deja nu putem împărți vrabia de pe ram. Deja fiecare partid, mai bine merg eu separat că o să câștig mai mult, celălalt nu-mi trebuie că mă trage în jos, s-au început aranjamentele politice și pe noi ne provoacă greață acest lucru. Deci noi trebuie să fim uniți, iată noi doi unioniști am stat, cu atenție v-am ascultat, nouă ne provoacă silă toată această... Am o întrebare, dacă nu vă supărați. Nu mă supăr, dar i-aș oferi mai întâi cuvântul domnului Bratu, care atât de frumos să fiu răbdare neascultă. Foarte scurt, dar ai făcut o afirmație și vreau un răspuns. Da. Deci noi am luptat cu dracu și am dat peste tațu. Da, am luptat cu Plahotniuc și am dat peste dracu Dodon. Dar voi nu vreți să vă luptați cu Dodon. Noi cum ar trebui să înțelegem? Noi, unioniștii, întotdeauna am luptat cu Dodon și suntem unica forță care niciodată, sub niciun aspect posibil, nu va face alianță cu ei. Spre deosebire de alte forțe politice, care de dragul anumitor scopuri supreme, sunt gata să facă alianță cu cei care astăzi în platou, dragi telespectatori, veți auzi că sunt cei mai răi, cei mai corupți, cei mai fufufu. Apropo, am o întrebare pentru domnul Alaiba, dacă îmi permiteți. Am înțeles corect că PAS nu va mai semna angajamentul ca să nu facă alianță cu PSRM Șor și Usatăi, așa cum s-a făcut în 2019. În primul rând, haideți să nu speculăm, nu despre asta a fost alianța, acea coaliție de acord, din 2019. De acord, dar dacă puteți, vă rog să răspundeți la întrebare. De asta ați aruncat un acuz în adresa noastră, reprezentanța la două partide. Niciun fel de acuz, asta este interpretarea dumneavoastră. Este acuzație pentru toată clasa politică din 30 de ani în Republica Moldova, care justifică de fiecare dată alianțele pe care le-a făcut cu dracu pentru a explica că, uite, ca să facem un pas înainte, trebuie să facem doi pași înapoi. Întrebarea mea este simplă, dacă îmi permiteți. PAS va semna angajamentul ca să nu facă alianță cu socialiștii, cu PD-ul, Șor și toți ceilalți oligarhi. Domnule, ați făcut o afirmație și acum vă contraziceți. Domnul Laiba, vreau un răspuns de dumneavoastră. Eu nu pot să răspund pentru un întreg partid. Dar domnul Grosu a răspuns și a spus că nu vor semna. Dacă acest angajament va fi lansat, o să-l discutăm. Eu nu pot acum să discutăm un ipotetic angajament. Haideți, adică dumneavoastră acum în platou ne puteți spune că Dodon și Plahotniuc sunt răi, dar nu puteți semna că nu veți face alianță cu ei. Am înțeles bine? Pe cum? Sunt răi, dar lăsăm portița deschisă, poate facem alianță cu ei. Dacă discutăm, atunci eu vă ascult, dumneavoastră mă ascultați. Eu vă ascult, dumneavoastră mă ascultați. Așa are loc o conversație. Păi dumneavoastră de 3 ori nu mi-ați răspuns și eu trebuie să insist ca să obțin un răspuns. Încă o dată. Pentru mine este firesc să vă dau o întrebare. E una să spui este acest angajament și după altceva să vezi însuși documentul. Arătați documentul, decidem. Păi același care l-ați semnat în 2019 pe care l-ați încălcat pentru că ați făcut alianță cu socialiștii. Același? Dar știți ce scrie în el? Că nu veți face alianță cu niciun reprezentant oligarhic din partea lui Plahotniuc, Dodon și Șor. Întrebarea mea este, veți semna acest acord sau nu? Domnul Mirescu, dumneavoastră poziționați acest subiect în calitate de critică. Eu
Nici pe o secundă nu-mi pare rău de acea coaliție. Am înțeles. Ascultați până la urmă. Ascultați până la urmă. Ascult foarte atent, dar este esența clară. Nu înseamnă așa interpretarea noastră. Probabil unica, cel mai principal succes al nostru în Parlament a fost că am scăpat de Plahotniuc. Ați lansat acuz și acum nu vreți să ascultați. Eu nu v-am acuzat absolut cu nimic. Eu v-am întrebat și vă întreb încă o dată. Semnați sau nu semnați acordul? Pentru nici o secundă nu regret ceea ce s-a întâmplat semnați în iunie 2019. Mă duceți spre alt subiect, foarte bine, delicat, foarte abil. Nu vorbim acum despre alianță. Întrebarea e simplă. Acum, la aceste alegeri dați-mi în spate. Acordul. Hai, semnează. Dumneavoastră semnați? Este. Dar de ce este domnul Grosu? Este acordul. Doi trebuie să facem vouă acordurile. Acordul? E incredibil. Deci, adică un partid care vrea să ia guvernarea Republica Moldova. Vor să scriem noi acordul. O secundă. Ideea este să domnul, dacă permiteți un minut, nu vă supărați. Domnule, vă rog, domnul Grosu, președintele interimar al PAS, a declarat că în aceste alegeri parlamentare anticipate, PAS nu va semna acordul prin care își asumă public să nu facă alianță cu socialiștii, cu democrații și cu șoare. Atacați PAS. Bine, eu o stac, vă las, poftiți. Ieșiți aici, vorbiți ce aveți de spus. Nu încercați să ne transformați pe noi în dușmanii moldovenilor. Am adresat o întrebare pertinentă și cred că toți cei de acasă vor să audă acest răspuns. Eu cred că dumneavoastră vreți să auziți orice, dacă veți semna sau nu. Dacă veți semna sau nu acolo. Dacă vrea răspuns, ați ascultat.